Arhiva Națională de Filme s-a înființat pe 4 iulie 1957, ca atare a sărbătorit astăzi 60 de ani de la înființare. Și a fost o ocazie specială atât pentru instituție cât și pentru angajații săi, care se bucură cu toții, fiindcă aparțin unei instituții prestigioase. De fapt, este o instituție unică în peisajul cultural românesc. Este, practic, depozitarul patrimoniului cinematografic național. Colecția arhivei cuprinde peste 36.000 de filme, cele mai importante fiind, evident, cele românești. Marea majoritate a filmelor sunt cercetate, sunt catalogate, sunt digitalizate și, atât cât ne permitem, restaurate. Până anul acesta am realizat restaurare doar în laboratorul ANF, deci in-house, cum ar veni, dar intenționăm ca în viitor foarte apropiat să colaborăm și cu laboratoare de restaurare din străinătate pentru a finaliza cât mai multe proiecte de restaurare. La CineLab se lucrează într-adevăr la filmul Mormeții al lui Stere Gulea și sper să fie gata în curând. În condițiile în care, într-adevăr, salariile noastre de bugetari sunt foarte scăzute și grilele de salarizare au rămas blocate de vreun deceniu. Într-adevăr, cred că pasiunea îi motivează pe cei mai mulți să își dedice o decenie de activitate arhivei. Și de asta cred că este important să organizăm astfel de evenimente în cadrul cărora acești angajați pasionați, devotați arhivei, să fie cumva recompensați pentru eforturile lor. Plănuim să extindem procesele de restaurare și în afara arhivei, deci să lucrăm și cu alte laboratoare. Și vom colabora în continuare cu programele de digitalizare de genul European Film Gateway, astfel încât să punem la dispoziția publicului interesat mai multe documente filmate ale istoriei României.